este femeia. De-a lungul timpului au existat diverse atitudini față de femeie, în diverse societăți, de la desconsiderarea totală până la venerație. Femeia este un lucru bun creat de Dumnezeu. Femeia este minunată, femeia este mereu sensibilă. Femeia este dulce, femeia este companionul perfect pentru a te distra. Femeia este plăcută ochiului, femeia este puternică, femeia este ceea care ne dă viață. Femeia este o specie foarte emotivă. Femeia reprezintă pasiunea pentru un bărbat. Femeia este frumoasă și am putea continua la nesfârșit. Ce este femeia și cum sunt femeile din viața noastră, vom discuta cu 4 bărbați. Aș zice eu, alintați de femei. Așa e sau nu, aflăm în această emisiune chiar de la ei. Invitații mei sunt Ilie Văluță, muzician, compozitor, interpret, maestru de sunet din Republica Moldova. Nicolae Schițco, editor, publicist, sociolog, bibliograf, om emerit. Muzicianul Grigore Fripturiac și omul de afaceri Valentin Ieșanu, președinte al Asociației Patronale a Metalelor. Bine ați venit la Duelul Nervilor! Bine v-am găsit! Vă intrigă subiectul de astăzi? Cu ce se mănâncă femeile? Domnul Fripturiac, haideți, dați tonul așa, mai îndrăzneți! Da, vă mulțumim foarte. Ce este femeia? Da, mulțumim tu. Foarte frumos pentru invitație. Da, aici am ocazia să văd și muzicienii care de mult nu i-am văzut. Dar referitor la întrebarea dumneavoastră. Noi, bărbații, așa cred eu, că câteodată chiar am mânca femeile. Eu, de exemplu, le-aș mânca. Cu ochii! Da, că dacă îndrăzniți de iure și de facto, nu știu ce s-ar alege din dumneavoastră. De adevăr, femeile sunt foarte frumoase. Noi suntem în preajma sărbătorilor de primăvară. Iată, de grabă să fie sărbătorul. Marea sărbătoare 8 martie. Și, dragi bărbați, vedeți că fuge de răspuns? Da. Așa tot o ia pe aici, pe colea, da, și tot fuge de răspuns. Așa este. Apropo, până vă adunați gândul, eu vreau să vă zic că acum vreo 10 ani mi-a dorit o carte. Am să zic și cine, doamna Nina Costiuc, primarul de Budești, mi-a dăruit o carte. La, apropo de mărțișor, iată, la 1 martie vine și nu mi-aduc aminte autorul, dar titlul m-a intrigat deodată. Ce știu bărbații despre femei? Și eu am mulțumit și așa, și la un moment dat deschid cartea și acolo 200 de pagini goale. Dar autorul a făcut bani mulți cu cartea asta, pentru că iar aia împachetată, toată lumea se străduia să o cumpere și acolo, uite cam ce știu bărbații despre femei. Dar nu este așa. Domnul Văluță, cum este femeia? Ce este femeia în general? Pentru un muzician care creează, cred eu, întotdeauna au fost o sursă deosebită de inspirație. Sau greșesc? Femeia, de fapt, este ceva sfânt pe pământ. Femeia este mamă, femeia este bunică, femeia este soră, femeia este un prieten de viață al unui bărbat. Și femeia care ne cicălește și care ne face zilele fripte. Că păi, sunt și din astea, nu? E și normal să fie zilele fripte. Că deci am zis că dumneavoastră aveți câteva femei în casă. Așa, și... Așa mi-a dat domnul. Și, da. Și nu mă supăr că, având 3 femei în casă, acum am 5 bărbați. Așa. 2 gineri și 3 nepoți. Așa că... Și de acum puteți pariați, așa? Așa, da, să faceți un ping-pong. N-am pus cont pe procentaj, e vorba de... Un om cu suflet cald alături și eu cred că un bărbat adevărat are ce spune despre femeie, despre soție, despre soră și, cum am spus, mamă, bunică, prieteni. Asta este. Domnul Schițco, v-ați imaginat dumneavoastră așa cum ar fi o zi fără femei? Dacă m-ați întrebat de zile întâi, după aia urmează femeile. Mm-hmm. M-am gândit acum, mi-a venit un gând așa frumos. Întoiesc că bărbați au gândit calendarele. Și acum mi-a venit o idee, dar de ce luna februarie are doar 28 de zile? Se vede că s-au gândit la femeie ca să apropie ziua de 8 martie sau 1 martie.
Ei, mai a fost unul supărățios care a vrut să mai fie o dată în 4 ani, încă o zi de februarie, măcar cu o zi să extinde timpul ăsta de așteptare. Oarecum, vedeți, noi bărbați așteptăm cu nerăbdare 8 martie, dar facem un mare păcat, evident. 8 martie ar trebui să fie zi de zi. Dar așa, noi ne uităm la femeile noastre dragi și le savurăm vorba maestrului cu ochii. Dar a savura este foarte puțin. Trebuie să vorbim cu ele. Dar știți de ce? Fiindcă urechile la femeile noastre sunt foarte gingașe. Nu de atât că au auzul fin, dar fiindcă noi le vorbim foarte puține cuvinte calde, duioase. Și nu le cresc urechile, vorba veche. Deci trebuie să le crească urechile, dar să fie, îndrăgeala știm, fine și la suflet. De fapt, femeia iubește cu inima, cu sufletul. Iată cine la, e femeia. La momentul ăsta eu zic că o să mai revenim. De ce? Pentru că, uite, ați prins un moment foarte bine, că femeilor le place să asculte cuvinte frumoase. Și toți bărbații știu de asta. Și totuși, foarte puțin dintre voi bărbații zic cuvinte suficiente așa ca să admire femeie. Dar revenim la subiect pentru că vreau să-l întreb și pe domnul Ieșanu, că știu că are și el câteva domnițe în casă și cum e să conviețuiești între atâta frumusețe în jur? Ca și colegul am 3 fete în casă. Din păcate, la moment suntem doar cu una în casă, deoarece soția este nevoită să activeze, așa e serviciu, să activeze peste hotarele într-o misiune. Dar fiind cu una din fetițele acasă, o ființă mai gingășă ca fetița mea, nu știu. De asta și zic că femeile este un sprijin, este tot ce este mai dulce pe pământ, pare mi se că este femeia. Chiar de noi bărbați suntem curajoși, puternici, dar fără femeie, fără sprijin femeie, ar fi foarte greu. Ce vreau să zic, exemplu, mamei mele care ne-a crescut 8 copii împreună cu tatăl, dar mama este mama care a știut la timp să ne dă o educație corectă, 7 ani de acasă. Și femeile, uneori zic, sunt și mai puternici ca bărbații, poate. De asta și îți bucuros că am 3 fetițe în casă, fete, și sper să ne mulțim mai multe fete. Îmi plac fetele. Știți ce am observat? Fiecare dintre dumneavoastră, toți 4, atunci când ați vorbit de femei, deodată ochii au început să strălucească un pic mai mult. E bine, înseamnă că într-adevăr femeile e ceea ce ne inspiră și fără ele ar fi cu adevărat trist. Domnul Friptuleac, dacă eu mă uit în piesele pe care dumneavoastră le interpretați, rolul principal tot aparține femeii. Desigur. V-ați îndrăgostit deseori? Tot timpul eu sunt îndrăgostit și îmi plac femeile. Vă spun sincer, am ocazia la emisiunea asta să spun. Să recunoașteți cu ei mâna pe inimă, că nu e una, dar vă plac femeile. Așa este serviciul meu, că lucrez printre femei, printre mai multe femei. Și iată, când vine muza din când în când, iată, eu mai scriu și o poezie. Vreau să vă recit o poezie care... câteva strofe le-am scris mai înainte, dar 3 strofe le-am scris chiar venind la studio. Așa, ia să auzim, ia să vedem cât de mult v-a inspirat subiectul. Doamnele, cred că o să le placă. Femeia este simbol al fericirii. Așa și este. Așa sunt eu. Femeia este spiritul, femeia este mama. Femeia este, e norocul, ea pe bărbat îl cheamă. La pieptul ei fierbinte, cu dragoste dulcie, pe un bărbat cu minte, un sprijin ca să-i fie. Femeia ne tratează când sufletul ne doare, femeia ne salvează prin al ei splendoare. Frumoasă e femeia cu chip de înger blând, floare de orhidee și vesele oricând. Tu ești ca o regină, deșteaptă și duioasă, ca floarea din grădină, ca pâine de pe masă.
Privirea ta unește tot farmecul iubirii. Privirea ta mai este simbol al fericirii. Interesant. Să fiți sănătoase, doamnelor, domnișoarelor, să fiți sănătoase. Mulți ani vă dorim. Și eu cred că fără femeie ne-ar fi foarte greu. Oricine ar spune, bărbații de lângă mine, aici, pe acest fotor, eu cred că fără femeie ne-ar fi foarte greu. În primul rând avem mamă, avem soră. Colege, prietene, soții, numai nu multe. Așa. Soțiile trebuie să fie așa. Da, spate și multe, că Nicolae Sulac, maestru, avea și mai multe și era foarte fericit. Dar pe rând. Pe rând avea. Nu toate dată. Așa că eu vreau să le doresc mulți ani fericire și cât mai mult zâmbet. Mai urmează la capitolul ăsta să mai vorbim. Vedeți că, uite, într-adevăr, femeia este cântată și atunci când este vorba despre femeie, toți bărbații vorbesc cu multe cuvinte frumoase. Când ajungi la realitate și când ajungi femeia să vrea, nu știu, o geantă în plus sau ceva de lux sau să stă prea mult la shopping sau când mai cere nu știu ce, atunci se începe că, of, Doamne, cine mi te-a dat în viața asta? Așa, cum este să... Dacă în evul mediu femeia era ca un accesoriu pentru bărbați, femeia nu prea avea voce, pentru că era așa, femeia trebuie să facă mâncare, să aibă grijă de copii și bărbatul să fie la discreția bărbatului. Acum femeile au început să-și spună, nu chiar de un an, doi, dar deja de 10-20 de ani, vocea lor este tot mai auzită. Și totuși, de ce nu se ajunge la niște relații perfecte în cazul femeilor? Unde noi gafăm? Unde credeți că trebuie să mai muncim? Și femeia și bărbatul. Că este valabil și pentru unul și pentru altul. Probabil că, se spune în popor, că și bărbatul și femeia trebuie să aibă răbdare, să se asculte unul pe altul. Și aici, iarăși, femeile, natura lor, nu știu, ca să zic, să conducă sau să... Bărbații au alte capacități. Și cred că... ascultându-se unul pe altul, pot să ajungă mult mai departe și ceea ce facem noi. Eu, în familie cu trei femei, recunosc câteodată îmi vine mai greu. Dar câteodată, sunt nevoit să ascult femeile. Și dumneavoastră a spus mai înainte de o geantă, chiar știți, smândru când merg cu fetele la cumpărături și aici găsesc timp și răbdare, să aștept. Aici copiii știu a ne manipula foarte bine. Apropo, domnul Friptuleac, știu că are un băiat, nu știu dacă are și vreo fată, dar toți ceilalți trei aveți fete. Și eu știu că și... Da. Stați, fiți pe pace. La mine e totul planificat. Și fică, și băiata. De asta, eu asta știam, pentru că eu, din experiența și familiei mele, atunci când fica a plecat cu taică său la cumpărături sau oriunde altceva, manipularea era la cote maxime, pentru că el se topea și fata își îndeplinea toate dorințele. Mai greu în cazul unui bărbat, așa. Nu numai fica, dar și soția. Da, doi băieți am, dar vă spun sincer că foarte mult am vrut să am o fată. Foarte, așa. Foarte mult. Poate că printre prietenii mei cu care mai discutăm noi așa despre copii, nu prea aud de la bărbați ca să dorească fete. Eu foarte mult am vrut. Dar da, dar se topesc toți. Și atunci când apare în familie câte o fată, toți zic că nu-și imaginează viața cum să nu ai o fică. Pentru că te uiți, ea se uită cu niște ochișori și care poate să te manipuleze la orice vârstă, chiar dacă are 30 de ani, și tata se topește. Cam așa se întâmplă. Așa e? Vorbeam de emancipare. Da. Emanciparea femeii, poate, în cazul de fata. Fața asta ați avut în vedere. Deci, pentru mine, chipul unei femei... Mi este drag femeia în năframă. Poate este chipul mamei mele din copilăria mea, fericit atunci când eram cu toți în brațele familiei părinților noștri. Dar
femeia în nafravă nu este un simbol al supușenii, să zicem în cazul de față. Mai degrabă este un simbol care îi accentuează frumusețea ei, feminitatea femeii, da? Bine, emanciparea este un proces care a durat în timp, a început. Și da, sunt momente pozitive. Și nu, evident că sunt alte momente care poate nu sunt acceptate întotdeauna în caz de față de bărbați, dar și de femei. Fiți atenți, ce înseamnă o femeie astăzi antrenată în toate lucrările, care n-a cedat din bucătărie, dar vrea să înhață mult și din activitatea socială, societatea. Da. Bine, ea nu reușește. După mine, este bine venit că femeia merge cu pași frumoși înainte și vrea să fie pe egală măsură pe aceeași trambulină ca și un bărbat, cu toate că eu nu văd diferența. Pentru mine mai puțin contează femeia, gradul ei, față de bărbat. Pe mine mă interesează splendoarea femeiei. Atunci când este, nu mai gândești, este ea mai presus sau mai prejos. Dar activitatea asta fură foarte mult din farmecul care ar putea ea să-l obțină având mai puțin timp pentru sine. Pentru sine. Așa este. Dacă ar fi bine, eu v-aș zice o vorbă foarte frumoasă, un exemplu bun, când cineva vorbește, uite, noi mergem doar când ieșim în lume, ne fardăm, ne îmbrăcăm în cele mai stilate, cele mai frumoase haine care le avem și când venim acasă, îmbrăcăm un halat și întâmpinăm soțul. O glumă care are avea loc. Da, și la urmă se uită, se miră tot femeile de ce soțul își întinde gâtul la altele, care sunt nu îmbracă capotul și halatul. Cu 10 ani în urmă, femeile într-adevăr erau o tendință că femeile își doreau să fie puternice. Puternice să reușească totul. Acum vreau să vă zic un pic s-a schimbat și femeile tot mai multe își doresc, așa cum scrie domnul Fripturleacă în poezie, să mai pună capul pe umărul cuiva și să mai lasă din obligațiunile lor și bărbatului, că prea multe și-au asumat și la un moment dat stai și zici că, Doamne, pentru ce mai trăiesc? Domnul Văluță, se zice că un bărbat, un creator, un muzician, dacă nu este îndrăgostit, el nu poate crea. Așa este? Cum a fost în cazul dumneavoastră? Dar orice om nu poate crea dacă nu este îndrăgostit. Și calitatea asta sau poziția asta de îndrăgostit, eu cred că ea nu tot timpul se manifestă pe față. Fiecare în domeniul lui poate manifesta dragostea față de tot ce este în jur. Dar dragostea de femeie este aparte. Este o sinceritate, este un caz special când dragostea față de femeie se așează pe prim plan și de aici depinde și viața conjugală, viața familiei, viața viața familiei. Așa că dragostea, eu, de exemplu, în profesia, meseria mea, femeia este muza care mă ajută și mi ajută să-mi spun sentimentele muzicale ca să pot crea ceva original, ceva frumos, sincer, ca să placă și lumii și totodată îmi manifest dragostea față de femeie. Cine își aduce aminte de prima dragoste? Când a fost? Fetița mea s-a îndrăgostit la 5 ani și chiar se mărita cu colegul de grupă. Nici nu vroia la școală să plece. Când v-ați îndrăgostit prima dată? Și mai țineți minte cum arăta fata aceea? Câți ani avea? Domn Fripturlea, când v-ați îndrăgostit prima dată? Da, mi-amintesc. Așa. Acum... În ce clasă sunteți? Erați atunci. Da. Noi în școală eram
35, Rămuț Copilduș, și din 35, 29 de fete. 6 băieței. Ei, aveți de unde alege. Eram alintați, foarte alintați. Și știu că, ne aduc aminte, era dragă de o fetiță care noi ne uitam unul la altul, dar poate că nu înțelegeam noi ce se întâmplă. Nu înțelegeam pe duși. Eram clasa 10, dar nu înțelegeam. Și am avut ocazie la o nuntă, eram invitați și am dansat cu ea. Dar am luat-o invers. La dans am luat-o invers. Și ea mi spune, nu dansez corect. Cum nu corect dacă am auz muzical? Da. Ea mi făcea observații că n-am luat-o corect așa ca bărbat din partea, mă rog, corectă. De emoție v-ați pierdut? Aveam emoții că, nu știu, auzeam eu muzica aceea sau nu auzeam muzica aceea. Dar foarte mult mi-amintesc cazul ăla, foarte mult mi-amintesc. Așa, și v-ați supărat și de atunci o perioadă a zis că nu am nevoie de femeie în viața mea. Nu, m-a încurajat și de atunci poate că eu trăgem mai mult atenție la femei, la fete. Deoarece ele, parcă îmi părea mie că ele se uită la mine. Dar eu... Că te-am învățat să dansezi. Da. Așa este. Mi-a fost mult mai interesant situația, dacă vorbim de copilărie, de școală. Noi din 30 de copii din clasă eram egal. 15 fete și 15 băieți. Fete și 15 flăcări. Ca să ajungem în clasa 8-a, a 9-a, ca fiecare băiat să ia sub aripa sa o crotitare, o domnișoară, o colegă de clasă. Dar majoritatea așa au ales pe ele care erau aproape, care locuiau aproape, să nu facă drumul mai mare. Deci, dar era frumos. Trebuia să o conduc acasă. Aici au fost primele simpatic. Nu pot să vorbesc neapărat a fost dragoste. Bine, domnul Friptuleac avea o dragoste variante de unde alege prea multe. La noi era exact... Da, și vârsta, clasa 10, era până atunci multe îndrăgostiri au fost. Când intram în auditoriu, nu știa care din fete să ne apuce așa de mână și să ne așezăm cu ele în bancă. Eram alintați. Pur și simplu. Nu, 6 la 29. Acum am înțeles de ce îi plac femeile și e veșnic îndrăgostit. Domnule Șanu, dumneavoastră, vă aduceți aminte de prima dragoste? O. Erați la grădiniță, la școală? Colegii povestească, mi-am adus aminte de prima dragoste, ca și copii, clasele 5-a, 6-a, probabil. A plăcea de fetiță și emoții, nu știam, de fapt și acum, tot am emoții când merg într-o discuție cu o doamnă, cu domnișoară. Avem emoții, nu știam cum să mă exprim, cum să exprim dragostea, dar ca să treacă timp și totuși până la urmă am recunoscut domnișoarei că, uite, îmi place de tine. Timpul trece, a zburat și uite că ne-am întâlnit. Câțiva ani în urmă am discutat, dar așa este soarta că dumneavoastră ei familie, noi familie, eu familie. Și prima dragoste cam asta a fost. Dar se uită, se ține minte, domnul Văluță, prima dragoste, se ține minte? Da, în fiecare clasă. Așa, în fiecare clasă. El era... Câte dragoste, a doua, a treia, a patra, a cincea, a șasea. Dar într-a noua, dragostea s-a dovedit a fi... De 53 de ani. Vă cunoașteți cu o soție din clasa 9, da? Da. Vai, ce frumos! În clasa 9, 2 ani am făcut școala împreună, ședeam și într-o bancă. Câteodată profesorul de istorie spune, Ilie, dă-i pace năstică, dă-i pace năstică. Noi ședeam într-o bancă. Și apoi eu mai câteodată mai ritmam, bateam palmele în genunchi, la genunchi și așa, și e tot... Deci, dragostea adevărată, cred că nu vine la grădiniță și nu vine de la grădiniță și nici de la școala primară. Cred că se mai întâmplă că cei din școala primară să se căsătorească. Noi, în clasa noastră, avem două familii,
din clasă, când muncești, de la Chișinău, au venit fetele de la Muncești la Botanica, clasa a noua, că acolo era școala de 8 ani, la Muncești, și au venit mai multe fete, frumușere, drăgălașe, deștepte, și noi doi prieteni, doi din școala care eram după 8 ani în continuare, fetele au venit la Muncești și noi am format două familii. Și noi suntem două familii dintr-o clasă. Vai, ce frumos! Da, ele vecine, că am constatat că distanța mea de la prietenul meu, de la casa lui până la casa mea, e atât cât este de la soția lui până la casa soției mele. Casele și acum sunt ale lor. Uitați-vă, ce coincidență! Deci, parcă s-ar părea că nu e imposibil așa nu ceva. Nu facem matematică și nu descoperim, dar eu nu știu, că Domnul este sus. El poate lucrează. Le dirigează. Poate are un teatru de păpuși unde noi suntem interpreții, adică păpușele. Așa că dragostea, cum am spus. Într-un fel ați fost norocos. Din alt punct de vedere, da, sunteți norocos și sunteți, ați fost, sunteți, etc. Da. Din alt punct de vedere, nu ați mai avut șansa să vă uitați nici în stânga, nici în dreapta, pentru că din clasa noua... Să te uiți e una. Așa. Da, nu-i secret, să te uiți. Da. Și să vezi, poate. Și să vezi. Fiindcă auzi și asculti tot lucruri diferite. Dar, asta în cazul când soția nu este geloasă, dar dacă este geloasă și pe umbra soțului, atunci e bâja. Soția e normal să fie geloasă, dar este și acolo normă. Și la noi, privirea prin părți, tot trebuie să fie normă. Deci trebuie să fie un respect față de omul cu care trăiești, cu care ai o viață. Chiar dacă te mai poticnești undeva, oprește-te la timp și dă-ți seama că ai un om acasă care îți face și mâncare și te spală și responsabilitatea față de omul drag. Lucrurile astea, eu cred că fiecare bărbat undeva are un gând normal, frumos. Ei sunt emoții, sunt nervi, sunt plângeri, sunt nu știu, dar dacă ți-ai luat un om. V-a spus vreodată, Doamne, cine mi te-a dat în viața mea? Of, Doamne! Mi-a spus, dar nu așa cine? Așa? Cine mi te-a dat în viața? Iată așa. Mulți ani înainte să vă dea Dumnezeu multe bucurii în viață. Important este să convingi consar dacă a fost totul frumos. A noi să spază și nouă. N-a fost pur și simplu ceva. 49 de ani de căsătorie. Criteriile de frumusețe și, nu știu, îndrăgostirile diferă și cerințele față de o femeie diferă de la o vârstă la alta. Și bănuiesc eu că dumneavoastră la 20 de ani vă uitați la fete, nu știu, într-un fel, la 40 deja altfel, că diferă, cerințele sunt altele. Sau greșesc? Nu e așa. Dacă nu vorbim e așa? Că femeia este muză, ea există tot timpul. Uh-huh. Important poate să nu schimbăm adresa muzilor. Așa. Ar fi poate așa. Dar este un adevăr, dacă să vorbim așa, într-o formulă acea frumoasă, care de fapt... Ideală pe care ne-o dorim, da? Da, noi tindem tot timpul spre ideal, fiindcă perfecțiunea nu are hotare. Așa că haideți să iubim în fiecare zi mai mult, astăzi mai mult, ca ieri. Și mai puțin ca mâine. Eu am marele noroc că am o muză mare în cadrul familiei, nu de atât dacă este doar poetă, și care mi-a dăruit doi copii frumoși, din care fiica mea iarăși i-a antrenat în artele frumoase, este o pictoriță. Feciorul meu a mers pe un lucru mult mai clar, mai bărbătesc, este jurist, este un businessman, dar din urmă îmi cresc trei nepoți, doi flăcăi și o nepoțică care este cea mai mică din grupul de nepoți. Păi iată, ea acum ne atrage toate simpatiile, ea este vedeta pentru toți din cadrul familiei mele, fie pentru taică sau pentru feciorul meu. Ea îi dirijează și foarte bine ține hățurile foarte bine și noi suntem robii și supuși ei, fiindcă ea simte foarte bine dragostea și afecțiunea noastră față de ea. Iată poate ce e frumos, ce ar fi să însemne a iubi, că nu poți așa. O definiție clară să vorbești ce înseamnă a iubi. Așa, așa este.
sunt câteva femei în viață care într-un fel ne marchează destinul nostru. Este mama care ne dă viața și într-un fel rămâne pentru toată viața, nu știu, un model sau un stimul sau o dorință de a reuși ca să o bucurăm pe mamă. Eu cred că este, fiecare copil are niște momente de genul ăsta. Este femeia care ne motivează. Se zice că în spatele unui bărbat puternic este o femeie și mai puternică. Nu știu, e doar un aforism sau așa, da. Și este? Domnul Eșan, așa este? Da, cum ați spuneți. Ia, dumneavoastră sunteți... Mi-am adus aminte de prima întâlnire cu soția mea. A fost o dragoste la prima vedere. Cum a spus dumneavoastră, în spatele la un bărbat stă o femeie puternică. Da? Prin ce v-a atras atenția? Haideți să vă povestesc cazul, cum am făcut noi cunoștință. Dumnezeu fiind în serviciu public, funcționar public, eu ca agent economic am făcut cunoștință dumnezeu la o întreprindere, să spun, la o întreprindere, la o instituție de stat. Și dumnezeu ca funcționar mi-a refuzat să-mi primească niște acte permisive care eu am contrazis sau început de o ceartă. Dar o ceartă de asta puternic. Sănătoasă. Ca până la urmă, totuși, am soluționat toate problemele și am zis că, uite, știi, mie așa femeie întrebă, puternic, care să știe să poată scoate și mulțumesc dumneiei, e o dragoste la prima vedere, după aia mi-a cadunat două fetițe frumoase, Gingă și Deștepte. Și știți, au fost momente în viață grele când dumneavoastră am avut o susținere foarte puternică, sfaturi bune și pentru asta și mulțumesc. Ea tot timpul este un sprijin, un umăr al meu în tot ce fac. Da, asta dar este... Domnul Eșanu are perfect dreptate. Noi bărbații, nu știu colegii dacă sunt de acord, noi bărbații, într-adevăr, trebuie să stimăm să iubim femeile, fiindcă niciodată nu o să uităm mama noastră care ne-a dat viață. Și soțiile care ne-au cadonat copiii, care avem foarte mare bucurie. Stima și respectul este cel mai important. Părerea mea, noi vorbim mult despre dragoste. Păi, da, femeia și dragostea parcă sunt împletite atât de mult că nu poate exista una fără alta. Da. Dar stima și respectul, eu cred că este pe prima treaptă. Prima treaptă. Răbdarea, stima și respectul. Adică, de fapt, viața este o dramaturgie, este un teatru. Noi suntem actori. Și atunci când noi suntem implicați în acest teatru, în această piesă, noi trebuie să ne cunoaștem rolurile noastre. Dacă nu ne cunoaștem rolurile, nu putem vorbi despre dragoste. Și atât se combină toate lucrurile acestea, stima și respectul, pe prima treaptă. Atunci toate merg foarte ușor eu. Da, dar cineva joacă rolul mai bine, cineva nu poate juca... Da, corect, numai corect. Numai ce am vrut să remarc, puțină ați cunoaște rolul. Trebuie să deprinzi, să faci teatru la maximum, la un punct maximum. Dacă noi ne știm rolul nostru de bărbat, femeia știe rolul ei de femeie, atunci lucrurile cred că sunt... Bun, dar haideți să vedem care este rolul femeii. Așa. Hai să vedem cum trebuie să fie o femeie ca să fie perfectă pentru un bărbat. Domnul Văluță, cum trebuie să fie o femeie? Trebuie să fie femeie. Dar cum să fie femeie? Să fie femeie, bărbat să fie bărbat. Și dacă e vorba de actori și de teatru și de tot, ei amândoi trebuie să fie și regizori. Deci ei regizează. Nu poți să regizezi, o să ai un băiat sau o fată fără ca să vezi undeva acolo prin careva electronică cine se va naște. Nu poți. Dar cred că cu ajutorul Domnului lucrurile se fac mai simple. Deci nu trebuie de complicat. Că dacă ea e femeie, neapărat trebuie să-și facă funcția de femeie. E vorba despre combinări, îmbinări. Deci și bărbatul poate face lucrurile femeie. Și femeia poate face lucrurile bărbatului, dar cred că funcția bărbatului este mai un pic mai responsabilă. Deci greutățile și
Nu, pentru că sunt mulți bărbați, și apropo și din cei tineri, din generația tânără, care se căsătorește și consideră că femeia trebuie să facă tot ceea ce a făcut mama lui, să-l hrănească, să-l îmbrace, să-i calce cămașele și tot așa. Nu sunt din asta. Cum de asta? Și hai să vedem cum trebuie să fie o femeie. Chiar sunt curioasă să văd cum trebuie, domnule Șanu, cum trebuie să fie o femeie. Spuneți acum de mâncare, călcat, haine. Chiar de unul vorbeam cu un prieten, că eu nu mi-aduc aminte când soția mea mi-a călcat ultima dată o cămașă sau o tare de pantaloni. Femeia nu este pentru aceasta. Cu o femeie care calcă pantaloni și stă la bucătărie, eu personal, mie nu mi-e interesant. Eu dau exemplu soției mele. Noi suntem alături, ea e puternică, e gingașă ca femeie. Știe, dau un sfat la timp. De aia și femeia, eu consider că femeia, ca și la noi în familie, rolul bărbaților și soției este egal. Și nu consider că ar trebui să stăie la bucătărie, că din cazul nu este interesant în familie. Femeia își pune poziția ei, da, dar totuși bărbatul este bărbat în familie, ca bărbat mă refer. Dar femeia, pe capul femeii se ține toată gospodăria, că este o vorbă în popor, se spune. Ea trebuie să fie... Haideți să vă amuz. Eu am râs acum, nu la ceea ce ați spus voi. Vă spun un secret pe care îl știu foarte puțin. Eu când plecam într-o deplasare, s-a întâmplat așa că am fost și niște deplasări mai de durată, și dacă era deplasarea de 10 zile, îi lăsam soțului meu 10 cămașe călcate și încă una în plus, că dacă se întâmplă ceva... Și de asta și am zâmbit. Până într-un moment când m-am săturat și am zis că în armată le-ai călcat, calcă-le și mai departe. Și borș trebuie de făcut 10 borșuri? Nu, borșul făcea singur. Prășeau ouă sau se ducea la restaurant. Dar iarăși, ceea ce ați spus dumneavoastră, trebuie să-ți regizezi viața, pentru că atunci când te saturi, ori faci o alegere, ori schimbăm ceva în viața noastră, ori fiecare cu drumul lui. Așa este. Noi în familie avem o înțelegere. Tot fac și sper că numai nu spăl vesela. Așa că, ca și dumneavoastră cămașa. Ei, eu cred că asta se rezolvă. Da, ați vrut să ziceți ceva. Noi vorbim, în cazul de față, abordăm subiectul ăsta de redistribuirea atribuțiilor, care poate nu este cea mai bună formulă când să ajungi în cadrul unei familii, știi cu ce te ocupi tu și cu ce te ocupi. Cu ce se ocupă unul și cu ce se ocupă al doilea. Bine, eu cred că când vine un timp că trebuie de lucrat, umăr lângă umăr și merge înainte. Până oară eu nu mă tem să mă apuc să fac ceva, să prepar ceva din... De fapt, copiii mei mă roagă pe mine, dar e vorba, în primul rând, de carne. Când e vorba de carne, de un frigărui, de ceva... Tăticu, hai te rog, la tine. Excepțional de bune sunt preparatele din carne. Bine, eu nu-i fac concurență doamnei mele, fiindcă poate să se aibă remușcări. Nu se supără. Nu sunt. Dar sunt niște că lucruri nu care supăra. Sunt binevenite pentru o doamnă și un bărbat care se ocupă... Bine, eu am casă la sol. Vă dați seama că eu am acolo 100 de metri pătrați în exterior care trebuie să-i îngrijesc. Măturat, curățat și nu mai știu ce. Copaci și așa mai departe. Doamna mea stă mai mult, nu că stă, iasă și ea afară, că sunt flori multe. Dar, deci, gospodăria în interiorul gospodăriei este pe seama ei. Dar sunt cazuri, iată, bună oară, eu așa, niște... când vorbim într-o carte de-a mea de niște aforisme din Duminica Gândurilor, un gând așa simplu, nu e neapărat că este o viziune a mea. Este din viață. Nu gândi că o femeie, atingându-ți mâna, îți face favoruri. Se prea poate că ea să fie în căutarea punctului vulnerabil. Așa, să nu căutăm să găsim cusururi unul în altul. Este calea cea mai proastă care ar putea fi. Caută să vezi ce-i frumos, că urâtul de la sine apare. Așa. Asta poate ar fi formula aceea. Să vezi ce-i frumos. Și când place, gândurile sunt la fel de frumoase. Și atunci toate dedesubturile se atenuează dacă nu dispar de la sine. Așa este. Cum ar trebui să fie femeia ideală ca să placă unui bărbat în ziua de astăzi?
cum trebuie să fie. Vreau să-mi dat răspuns. Da. Să-i placă bărbatul. Să-i placă bărbatul. Domnul Friptuleac, ia spuneți, cum trebuie să fie femeia ideală care să vă placă? Părerea mea, nu știu. Așa, părerea tot. Colegii mei poate să fie de acord sau nu? Când nu sunt de acord, ei o să zică că nu sunt de acord. Da, corect. Femeia ideală, așa, după părerea mea, părerea multor bărbați care înțeleg. În femei. În primul rând, cum a spus domnul Băluță, să fie femeie, feminină, cu multă feminitate. Domnul Gutieram, căldura asta care o emană femeia, noi suntem bărbați, dar noi suntem mai slăbuți. Suntem ca niște copilași. Femeia este ca mama. Imaginează-vă, noi venim acasă și obosiți de unde noi activăm noi. Și ea ne primește cu zâmbet pe buze. Poate și ea nu se simte chiar atât de odihnită sau este obosită. Dar dacă face un zâmbet frumos, să știți că ne umple cu energie. Eu cel puțin așa înțeleg. Și femeia nu trebuie taman, cum au spus colegii, că iată, de bucătărie. Și noi putem să ne scurcăm la bucătărie. Mai rău. Da. Și nu mai rău. Mai rău sărmănuțele femeile de la țară. Femeia trebuie să aibă condiții. Femeia vrea să fie frumoasă, vrea să vadă ceva frumos, vrea să plimbe, vrea să odihnească, vrea să încadreze în muncă ca bărbații, poate și mai grea muncă. Iată, în ultimii ani, 10-20 de ani, femeia a avansat și conducând și mașină, automobilul, văzând prin oraș 8 femei și 2 bărbați la volan. Dar unde sunt bărbații? Unde sunt? Unde sunt? Ei stau alături, de multe ori chiar văd în ambutiaj, da, și mi se arată pe geam. Uite, bărbatul stă. Femeia la volan. Dar e stresant lucrul ăsta. E foarte greu. E lucrul bărbătesc. Dar femeia a încercat să facă lucrul acesta. Nu știu că bărbații poate să se bucură de faptul ăsta, dar le vine foarte greu. Le vine foarte greu. Și aș vrea să spun că îndrăzneala, curiozitatea femeilor le face mai puternice pe ele și noi așa mai puțin puternici. Și le reușește. Le se reușește. Și de grabă o să ajungeți în cartea roșie, adevăratul bărbat. Și eu de multe ori întreb, femeia este într-adevăr frumoasă. De ce bărbații sunt așa puțin mai frumoși ca o maimuță, dar nu vă supărați. Intuiesc că Clara Zetkin și Rosa Luxemburg, primele feministe, nu gândeau că se va ajunge până la atâta cu emanciparea femeilor, să lucreze și pe tractor și pe mașină. Bine. Sunt mai stimătoare. Iată, știți ce e frumos în femeie? Mă scuzați, le mulțumesc. Am spus că femeia conduce automobilul. Am observat că când pornesc semnalizatorul să trec pe altă bandă, femeia îmi dă voie. Cedează. Îmi permite, cedează. Bărbații nu prea. Exact. Și asta e foarte bine. Noi foarte suntem bine. Copii îndărătnici. Eu aș spune la doamna Gutiera, întreba cum ar trebui să fie femeie. Eu aș spune foarte scurt, ca soțiere. Așa, mai exact. Așa, ca soția dumneavoastră. Acum va trebui să o invităm pe bine. Soția dumneavoastră aici când vine în țară, ca să o descoperim și pe ea, să ne dăm ai seama cum trebuie. Ai pasat mingea în adresa Echelon, când n-am vorbit de femeie de așa, deci Nicolae, femeia nu este doar frumusețe exterioară. Și nu doar atâta frumusețe exterioară. Bine, este plăcutul ochiului. Ia căutați sufletul. Găsiți-i... Acolo cred că, de fapt, este cea mai mare frumusețe și taina frumuseței este sufletul. Când îl descoperi, atunci vezi și o să ai clipi de revelații toată viața, când o simți femeia. Bine, în caz de față, eu vorbesc despre femeia mea, despre care este soția mea. Sufletul. Adevărat, Nicolae, dar vedeți că de cele mai multe ori un bărbat se uită la picioare lungi, fustă scurtă și apoi ajunge la sufletul lui. Doamne ajută! Dacă mai ajunge. Cum să nu ne uităm? Dacă sunt frumoase. Așa, încă un moment, uitați-vă, dragi bărbați, pentru că de aia și femeia este frumoasă ca să vă inspire. Altfel nu ați crea, indiferent unde sunteți și acolo. De aia aveți ochi, uitați-vă, eu sunt bună, vă permit să vă uitați.
cu uitat, cum zicea și domnul Văluță. Așa, să ne uităm, să ne inspirăm. Și rămânem numai cu niște vise ascunse, se poate în scăfârlia fiecăruia. Se zice că o femeie nu poate fi o prietenă pentru un bărbat. E adevărat sau nu este adevărat? Nu e adevărat. O femeie poate fi cea mai bună prietenă pentru un bărbat. Eu cel puțin așa cred. Cea mai bună prietenă poate fi femeia. De ce a venit, uite, în societatea noastră acest deziderat? De unde vine? Femeia este cea mai bun prieten. Nu este vorba de soț și soție. Uite, așa, în relațiile de prietenie, că se zice că, uite, întotdeauna dacă există niște relații frumoase între un bărbat și o femeie și nu sunt căsătoriți, întotdeauna apare niște gânduri ascunse, fie din partea unuia sau altuia. Eu, de exemplu, tot nu sunt de acord cu asta, dacă nu, dar... Dacă nu-s căsătoriți, au dreptul. Nu știu, dacă unul dintre ei este... Dar dacă unul dintre ei este căsătorit... Apoi dacă este unul din... Poate o femeie străină să fie o bună prietenă. Hai să întorc... De ce nu poate? Poate fi prietenă. Și soția poate fi prietenă. E și este. Și este. Da, stați în cazul soților, da. Fiecare gândește cum vrea. Prietenă e prietenă. Dar tu cu soția aceea ai și alte relații și alte... Deci lucrurile se vorbesc de prietenie. Mai rar putem considera prietene adevărate. Chiar și dacă vorbim despre o femeie. Nu putem considera prietene adevărate. Nu, eu citeam un sondaj și se zice că foarte multe momente de gelozie și divorțuri apar din niște idei, precum că dacă sunt niște relații frumoase, colegiale cu un coleg, etc., apare momentul ăsta de gelozie că nu poate fi, că neapărat ați avut ceva între voi și uite aici apar disensiunile astea. Asta spun sondajele. Deși mie îmi pare ridicol chestia asta, dacă iubești omul dat, atunci trebuie să ai încredere în el, altfel la ce mai trăiești cu el. Întrebarea abordată este un fel de ala verde. Dar cum ar privi o femeie... Asupra nu, exact. Noi vorbim de o situație clară. Fiecare suflet vrea să înțeleagă ce se petrece în sufletul celălalt, celuilalt față de o persoană respectivă. În cazul de față ați abordat tema bărbat-femeie, prietenie. Da, poate să existe, de ce nu? Poate să fie și încă o prietenie de asta durabilă. Depinde pe ce se bazează poate prietenia asta. Pe relații de muncă, de interes profesional până la urmă, da, pot să fie, fiindcă dacă sunt depășite, păi noi da. Reflectăm mai acum mai degrabă decât definim da, niște practici. Sigur, da, deci da. Totul depinde până la cât se ajunge în aceste relații. Sau, de fapt, cât de solidă este baza prieteniei. Cât de solidă. Dacă sunt relații exact, bazat pe interese de profesie, de meserii, este o situație. Dacă sunt altele, pot să apare dubii nu numai la unul, dar și la cei care privesc din jur. Nu prea lung ai catat. Dați-mi voie să vă spun o întâmplare din viață. Un prieten de-a meu, care în timpuri a fost ambasadorul Republicii Moldova într-o țară și el vine peste jumătate de an, după ce i-a decedat soacra, merge la socrul său. Și când acolo, o bătrânică, socrul său avea peste 80 de ani. Și el întreabă, da, cine-i? Ei, voi vă dați seama că trebuie cineva să-mi gătească, să caute de mine, să mă corcolească, etc. Bine, au acceptat. Peste vreo lună, iar vin, nu mai este baba. Tată, dar unde e femeia? Zice, păi da, gata, am terminat relația. Dar ce s-a întâmplat? Zice, îți dai seama? Ia să uita la altul. Ați observat? Chiar având o vârstă. Așa, da. Se uita la altul. Da. Ce trebuie să facă o femeie ca să rămână, nu știu, adorată de bărbat toată viața. Aici cred că domnul Văluță ne-ar da niște sfaturi. Să rămână, nu știu, acel... Și nu doar, adică dar am zis că... Pentru că luați în seamă? Nu știu, dar cel puțin cei care ne văd și ne ascultă poate să fim de ajutor pentru ceilalți. Ce ar trebui să facă o femeie?
Ce trebuie să, ca să rămână? Ca să rămână muza și peste 50 de ani. Eu cred că femeia care pornește calea familiei, eu cred că are un gând. Și gândul ăsta îl folosește viața întreagă. Deci devenind mamă, devenind un subiect în societate, la muncă, la locul de lucru. Și dacă mai ne întoarcem la vorbele trecute, că poate să fie prieten între colegi, prietenii, nu știu. Dar noi suntem în diferite colective. Rar când soțul și soția este în același colectiv. Noi avem diferite colective. Și unde n-ar fi, sunt bărbați, sunt femei, sunt colegi, sunt prieteni și sunt funcții care depind de prietenii, care trebuie să susții, să fii coleg adevărat, să nu cauți numai venit sau ceva. Deci asta este o prietenie adevărată și liniștită care nu încurcă familie. Eu cred că aici gelozia nu are loc sau nu are... Nu ar trebui să fie, pentru că nu există o bază. Da, dar cum spuneam, femeia, cred că femeia, cum trebuie să fie, ea știe cum trebuie să fie. Și noi știm cum este ea și să o prețuim așa cum este. E altceva, altceva și mai dureros când se întâmplă cu unul din familie cazuri și momente de viață și între viață și moarte se întâmplă. În ultimul timp avem tare mult rău în societate, în medicină, în organismele noastre, ca membri ai familiei. Avem dureri, avem nevoie de operație urgentă, avem nevoie de bani pentru operație, avem nevoie să stăm în rând undeva la Ministerul Sănătății și să spune, cine sunteți? Eu sunt profesor. Ei, dacă ați fi medic, poți merge fără rând. Da, medicul nu devine medic după ce profesorul i-a dat niște cunoștințe fundamentale. Deci nu, societatea nu este atât de sănătoasă ca să susțină familia, susțină membrii familiei. Fiindcă se întâmplă când treci prin niște greutăți familiale, ori unul, ori altul, celălalt trebuie să fie la capătăi, trebuie să fie de ajutor. Asta așa este. Să păstrăm aceste relații frumoase în familie dacă vrem să ne bucurăm fiindcă unul de altul. Fiindcă durerea se împarte tot la doi, ca și dragostea, ca și fericirea, la doi se împarte. Ei, dragostea, fericirea o mai împărțim și cu nepoții, și cu... dar durerea e foarte mare dacă nu este susținută unul lângă altul. Nicolae, tu vroiai să ne mai citești ceva despre femei. Chiar deschisese-i cartea. Și am sesizat eu momentul ăsta și apoi am alunecat pe o altă pantă. Ai găsit fraza? Noi vorbeam, dacă nu ai observat femeie, ai trăit oare? Ipotetic, spunem o întrebare așa. Dar, bine, pentru mine femeia, în viziunea mea, femeia este, niște lucruri banale le expun, dar așa este. Ea este căminul, păstrătoarea căminului. Un bărbat nu va reuși cei ce reușește o doamnă. Cu certitudine. Poate să facă și mai bine, dar nu va fi căldura și suflet în aspectul ăsta de a păstra căminul, exact cum poate să-l oblăduiască, să-l rânduiască o femeie. Dar dacă vorbesc de o femeie, atunci aici aș vrea să citesc un gând. La ce bun să privești la stele dacă nu observi ochii femeii? Bine, vorbesc de ochi, dar aveam în vedere sufletul ei. Fiindcă ochii o gândesc interiorul femeii. O femeie este cu mult mai atent ca un bărbat. Noi suntem mult mai clari. Poate suntem buni anume pentru aceea, fiindcă noi iubim nu ceea ce este, se aseamnă nou întru tot, dar cei ce nu ne ajunge nou, în cazul față unui bărbat. Un bărbat trebuie să privească asupra unei femei exact cum ar privi o muză. Deci cei ce îl fascinează, îl sprijină, îl îndeamnă să margă, să realizeze niște lucruri
frumoasă, ele sunt anume ființele care ne sprijină în lucrurile astea. Să căutăm să realizăm lucruri și în special frumoase. În literatură, femeia într-adevăr este prototipul, cu excepția probabil ultimilor ani, când primează în literatură așa mai multe sudalme, etc., și totul e negru și nu știu ce se mai întâmplă. Dar așa în toate romanele, femeia venerată. În realitate, femeia nu știu de ce nu se simte iubită. De ce oare? De ce? Totuși pentru că marea majoritate a femeilor vor zice, vor recunoaște, poate nu într-un cerc larg, că ele sunt nefericite. Eu nu pot să spun că nu-mi iubesc soția, dar câte i-am spus ei și câte mai am de spus, dar toate prin dragoste. Nu, se înțelege de multe ori că femeia doar trebuie să simtă lucrul ăsta și de asta și bărbatul nu prea îi zice. Oare? Mai de bună eram cu soția mea, făceam piață. Și la un moment dat, una din învățătoare era în dialog cu soția. Da, uite că noi să ajutăm pe cineva, mai vin niște bătrâni care le mai ajutăm și noi cu ce putem. Și la care eu am zis următoarele. Iată, vedeți, este doamna mea. Eu știți de ce o apreciez pe ea? Că mi-a povestit ceva în urmă, se întâmplase un lucru. Am mers și ea și un bătrânel vinde niște ciorapi manual, împletiți de ăștia. Și când l-a întrebat la ce preț, a zis cu o sumă, 5 lei. Zice, dar lucrul ăsta, nevastă mi-a spus, lucrul ăsta costă mult mai mult. Și eu i-am procurat 10 perechi și i-am procurat la preț triplu. A achitat, fiindcă doar pentru aceea, fiindcă apreciază foarte mult munca. Și eu le-am spus, doamnelor, pentru asta noi suntem acum împreună, pentru bunătatea ei. Peste ani. Peste dar la început acum a fost emoția. La care ea mi-a spus acasă, da. Zici, eu nu mă așteptam să mă lauzea atât de bine. Domnul Ieșanu, cât e de să-i spuneți soției că o iubiți? Dacă aș putea, v-aș arăta telefonul cât mesaj a trimit. Așa? Nu e varianta bună. Știți, soția mea, în familie, la mine, ea are un simț bine dezvoltat și știe mereu de a se comporta ca să-i spui cuvinte de dragoste, cuvinte plăcute. Ea probabil este o femeie, nu știu, gingăș, aș spune așa, și pentru asta și o stimez, chiar de iese la departare, foarte des sunt lipsa ei. Și departarea probabil încă mai mult ne unește. Ea știe cât de tare o iubesc, ea este totul pentru mine ca femeie și pentru asta și o stimez. Aveți două fete. La ce diferență de vârstă au? 7 ani. 7 ani. Diferă mult mentalitatea celei mari și a celei micuți? Cum privesc ele lumea? Ca să ne dăm seama diverse generații. Am două fetițe foarte active, foarte gingășe ca fetiță. Sunt nespus de bucuros când mi se spune de la școală că cu ce note termina anul școlar, comportamentul. Fica mai mare foarte des mă ajută în diferite proiecte, inclusiv în fondația care o gestionez, se implică în donații. Mie îmi place că ea fură niște lucruri, idei foarte bune, frumoase. Mergând în teritoriu, descoperă foarte multe lucruri plăcute, cum alte fete din teritoriu, din satele țării noastre. Am fost surprins când prima dată într-un proiect care am mers împreună a ținut o cuvântare care eu niciodată n-am știut că copilul meu va putea ține așa discurs public către alți copii.
Și am înțeles că educația copiilor mei în mare parte este din partea soției, au o educație foarte bună gătită. Fiica Mizină, ea acum face studii în Belgia, în Bruxelles, unde am rămas surprins când am dus prima zi la școală și mi s-a părut că acolo în clasă știți copiii din toate țările. Și ea, când am luat-o de la școală, credeam că o să vină cu niște emoții, spună că e greu, nu poate. Venim zâmbind și a găsit limbă comună, chiar în altă țară, cu altă limbă, și am înțeles că Mizina este tot o fetiță care poate obține dreptul, scopurile, și cu asta mă mândresc. De ce unele femei spun că nu sunt iubite? Așa, da. Se exprimă din când în când. Da. Și foarte des. Și foarte... Vreau să vă zic că foarte des. Chiar și cele care parcă în aparență sunt iubite, dar da. De ce este... Eu aș spune așa, numai nu știu dacă din nou vor fi de acord colegii mei. Noi formăm, adică o familie, o prietenie, apar copii. La început, nouă ni se pare, dar noi ne străduim permanent să nu fim naivi, încercăm să credem, s-ar putea dat să nu credem, dar ne simțim și noi iubiți. După ce apar copii, asta e părerea mea. Femeia iubește mai mult copii. Și voi vă simțiți supărați, lezați? Da, sigur, sigur. Dar atunci când femeia se exprimă în felul următor, că ea nu este iubită, cum ați spus și dumneavoastră, cred că noi trebuie să fim liberi în viață. Nu trebuie să fim condamnați. Fiecare din noi, dacă nu se simte iubit, să-și cate calea și cărărușa, poate cu altcineva. Poate cu altcineva, pentru că totul la început este cald, fierbinte, dulce, dar mai apoi mai trec ani și unul din noi poate se învechește mai tare, nu arătăm așa cum arătăm la început. Așa. Și fiecare trebuie să aleagă drumul și niciodată nu-i târziu. Să-și cate dragostea, iubirea, acolo unde ea consideră că ar fi iubită cu mult mai mult decât tata copiilor, decât soțul ei și așa mai departe. Nu trebuie să fim o restricție, trebuie să fim liberi. Nu, corect. Dacă un mariaj nu merge și dacă doi oameni se chinuie, atunci nu are rostul să lungești. Dacă este o relație frumoasă, cum iată este în cazul familiei domnului Văluță sau multe alte familii de genul ăsta care 52 de ani, Doamne, e o fericire într-adevăr, dar de la caz la caz. Cum zice, poate fericirea ta este în altă parte. Aș întreba pe domnul Văluță dacă el simte că soția dumneavoastră este și astăzi geloasă pe dumneavoastră. Pe mine? Da. Eu nu știu dacă gelozia trebuie să fie concret pe cineva. E vorba de, cred că, cum spuneam, gelozia tot este și o normă. Poate gelozia poate fi și dragostea. Dragoste, care eu, pur și simplu nu... Eu cred că soția domnului Văluță este geloasă pe muzică, pe creație, că poate stă nopțile și zile întregi asupra instrumentului, pe când ea ar vrea să-i zică poate la ureche un vers, doar în cazul ăsta. Foarte mult. Oamenii de creație ne fură timp foarte mult. Și cineva înțelege, cineva nu înțelege. Cineva înțelege, cineva nu înțelege. Ne fură timpul de după a fi 50 de ani trebuie să înțeleagă. Da, da. Ca să duc. Că... Eu nu m-aș teme de puțină dragoste puțină, de cuvinte puțină. Eu m-aș teme de multă indiferență. Fiindcă poate cheia tuturor problemelor în sensul întrebării care ați expus este că apare... mai mult sau mai puțin indiferență. Indiferența este poate cea mai mult care afectează. Păi dragostea, ce înseamnă? Dragostea este și privire, și o mângâiere mecanică, da? Și un cuvânt, da. Dar el se simte totuși iarăși prin suflet. Și atât din suflet, de acolo izvorește și dragostea și apare și indiferența la fel. Apatia este tot ce omoară.
Adevărat, ceea ce a zis și domnul, păstrați-vă gândul, domnul Ieșanu, ceea ce a zis și domnul Friptuleac, pentru că sunt cupluri care mențin acest cuplu, dar practic sunt doi străini care pur și simplu conviețuiesc într-un apartament. Și în cazul dat, poate că într-adevăr fericirea unuia sau altuia este în altă parte. Deci ar trebui să se chinuie dacă nu, mai ales în cazul că nu sunt copii, când nu ai alte obligații. Da, domnul Ieșanu. De ce este femeia, cum am spus, se simte unele femei nefericite, neiubite? Probabil că undeva este propria vină. Femeia fericită depinde de persoana cine este alături. Persoana de alături trebuie să fie fericită împreună. Eu aș zice că eu pe propria piele spun că cât trec mai mulți ani, cât mai mă drăguse soția mea. Eu recunosc lucrul acesta. Și noi în familie probabil că am luat o alt fel de încă educație. Ca exemplu, atitudinea vinerea, noi vineri seara, noi este o tradiție în familie deja de zeci de ani probabil. Ziua vinerea, zi de restaurant, merg doar în doi cu soția. Doar în doi, fără copii, fără, și este o plăcere când știi că vinerea merge împreună și petrecem și poate asta și conține mult. Iar și încă o dată, totul depinde de persoana de alături. Așa, niște momente în viață trebuie să ți le regizezi, cum spunea domnul Văluță, ca totul să meargă perfect, într-adevăr este. Că nu ne încurcă și pentru fericire trebuie să-și dea străduința doi. Într-un cuplu trebuie să-și dea străduința doi. Pentru că dacă unul trage și celălalt rămâne nepăsător, foarte, cum... Foarte corect, foarte. Atunci, la un moment dat, se satură și... Implicarea ambilor în această dramaturgie, pentru că dacă nu ne implicăm, nu apare conflictul, intriga. Și fără conflict, fără intrigă, fără dramaturgie, nu poate avea loc acea fericire într-o familie. Dacă gândesc la fel sau se spun unul altuia că te iubesc în fiecare zi, deodată bate la urechi. Da. Și poate să nu te creadă dacă ai să spui mai des, te iubesc. Nu, o femeie vrea să simte dragostea, asta este. Că de vorbit, vorbiți, mulți. Trebuie să simte, trebuie să simte. Dramaturgia nu este și dramă. Domnul Schițco, soția v-a dedicat multe poezii? Că scrie, este o poetă bună. Nu prea multe. Nu prea multe? Ea este o fire care scrie... N-ați meritat pentru, sau de ce pentru oare? Toată lumea. Așa. Păi bine, întrebarea trebuie să fie adresată ei. Cu ocazie poate îți adresa-o. De fapt, eu n-am căutat să găsesc o poezie, câte poezii, mite. O poezie anume să fie fixat mot-a-mot, uite, dedicație soțului meu. Ea are puține dedicații, dar acelea se axează sau sunt cu adresă clară, nepoții. Dar, mă rog, în poezie eu văd ceva și intuiesc că este despre mine, dar nu am depășit varianta ca să mă întreb, de ce n-ai fixat aici, că uite, este o dedicație. Vă dați seama că un scriitor scrie pentru toată lumea. Îmi spunea o colegă scriitoare la Paris, o știți și dumneavoastră, n-am să dau numele, că îmi povestește, îmi scrie un scriitor din România, fiecare zi îmi trimite câte un poem. Și eu la un moment dat îl întreb, ce vrei tu de la mine? El zice, cum eu vă dedic, doamnă, poezii în fiecare zi. Zice că auzi... Zic, dacă eu am să am nevoie de poezii, mi le scriu singur. Tu spune-mi ce vrei de la mine. Te-ai îndrăgostit sau mai vrei ceva. Dar așa numai cu poeziile, ce mă ia fac eu? Ia-o pe de-a dreptul. Dar așa câteva luni tot îmi trimiți poezii și nu spui nimic ce vrei de la mine. Uite, iarăși, de multe ori, știți, se întâmplă... Femeia gândește într-un fel, bărbatul gândește în alt fel, pentru că așa, nu întâmplător s-a zis că femeia este de pe Venus și bărbatul de pe Marte. Și dacă nu există această comunicare, pur și simplu să întrebi, draga mea, nu știu, scumpa mea, ce vrei tu? Ca să știi, atunci fiecare, și bărbatul și femeia, poate rămâne cu frustrările sale și să fie supărați unii...
pe alții, adică nu chiar supărați în sensul direct al cuvântului, dar să rămână cu niște frustrări înăuntru și la urmă nemerând de ce scârție pe alocuri, poate că o relație care în aparență era frumoasă, dar mai are și niște minusuri. Iată aici, doamna Gurdieră, este o mare problemă, fiindcă nu-i comunicare. De ce nu avem curajul ăsta să ne spunem direct unui altuia? Probabil că caracterul fiecărui este diferit. Și noi, de multe ori, nu îndrăznim. Nu îndrăznim să vorbim, să comunicăm deschis. Nu știu, chiar și pe timpuri noi am învățat, în URSS, nu era educația familială, pentru familie. Și asta e foarte, foarte, foarte rău. Eu da, dar nici nu erau atâtea divorțuri, că era gura lumii, gura satului. Un accent pe comunicare despre orice. Într-o familie, foarte bine ar fi ca să comunici despre orice. Gata. Ei sunt un tot întreg. Până a crea familia, mă rog, nu se știe unul cu altul, sunt diferiți, femeie, bărbat, caractere diferite, au creat o familie, o prietenie, e un tot întreg. Și ar trebui foarte, foarte bine și corect ca să comunice despre orice. Dacă nu e comunicare, nu se implică unul, celălalt nu poate să meargă mai departe. Gata. Înțelegeți? Și încearcă unul să se plângă că nu sunt de dragoste sau nu are noroc sau mi-ai luat viața de sub picioare, zice unul altuia. M-ai făcut nefericită. M-ai făcut nefericită. Comunicare. Nu-i comunicare și asta e foarte rău. Nu, eu am să vă dau un exemplu. Vecinii mei, soțul umple frigiderul cu de toate. Financiar sunt bine și ea este veșnic supărată și îmi zice. Și se plânge deja de, nu știu, eu cred că o aud de vreo 10 ani, zice că măcar o dată să mă sune și să mă întrebe ce să cumpăr. Dar frigiderul este plin cu de toate întotdeauna, vedeți? Bun, dar eu poate am vrut înghețată, nu știu de care, dar el mi-a luat de alta. Și uite, zic, dar tu i-ai spus vreodată? Păi el trebuie să se priceapă. Nu e lipsa culorii înghețate care e preferată de ea. Vedeți? Este lipsa cuvântului. Și uite, stai și zâmbești și îți dai seama că câteodată cineva acolo îl roade inima dintr-un fleac, o neînțelegere, zi odată, zic, hai, când o să te duci să faci cumpărăturile, sună-mă și întreabă-mă ce vreau eu. Dar este o situație reală pe care eu de 10 ani o aud. Și ea este nefericită că frigiderul e plin, dar n-a întrebat-o soțul ce să cumpere. Da. Banal. Sunt niște lucruri foarte mărunte, foarte mărunte, dar foarte importante, pe care noi trebuie să le discutăm, trebuie să ne implicăm, ca mai apoi să nu întâmpinăm greutăți. Să nu întâmpinăm greutăți. Și atâtea lucrurile care nouă ni se par banale, micuțe, noi le trecem pe lângă ele și noi le observăm. Bun, dar atunci când nu vă place ceva, aveți curajul să ziceți? Nicolae, noi dacă ție îți place... Nu... Da. Fiecare individ își creează, așa, în jurul său, o carapace, unde el se simte bine. Și cu cât este mai solid sau mai dur carapacea asta, deci ea nu-i permite să comunice mai mult. Sau el deprinde că este bine așa. Câteodată ar fi îndeajuns ca să dispară o problemă, să fie mai puțină tensiune, să întindă mâna și să dăruiască un cuvânt. Eu nu vorbesc de un zâmbit, doar ceva. Poate ar fi o soluție pentru multe din probleme care pe parcurs adunându-se deja creează o situație de cei de care am vorbit că dispare o familie sau nu este fericire în familia aia. Asigur că în familie sănătoasă nu este lipsă nici de ceartă, nici de bomboneală, dar acolo este multă dragoste, mult respect, multă simpatie, afecțiune față de altul, unul față de altul. Și asta la fel sunt bune până nu zici cineva, închide gura, fiindcă deja am obosit de atâta discuții. A simți momentul, a simți cum vorbești, cât vorbești, de ce vorbești așa.
Fiindcă și falsitatea există în noi. Mai iubește, dragul meu. Ar fi o provocare, dar nu știe la ce va duce adevărul. Noi vorbim așa, ipotetic, dar... Nu, așa este, dar așa este. Deci, dacă nu este adevărat, este o realitate, atunci, vă asigur, totul este bine în cadrul unei familii. Povesteam odată Andrei Strâmbeanu, Margarita, scriitor Andrei Strâmbeanu, despre Ion și Alda Teodorovici, despre Ion și Doina Alda Teodorovici. Spunea așa, mi-amintesc că aveau ocazie să meargă la multe spectacole împreună. Dar ei se certau de 5-6 ori până la spectacol. Cum spunea Andrei Strâmbeanu, așteptam să văd ce o să zică până la sfârșit. Și să știți, oameni buni, că ei foarte mult se iubeau. Păi de atât își se vedeau. De atât își se certau. Ei, nu, ne certăm ca să ne împăcăm. Ne certăm ca să ne împăcăm. Au cântat ei un cântec foarte frumos. Da. În contraziceri se naște frumosul. Da. Nu, și, vedeți și că aici, așa este, depinde de modul în care fiecare își construiește familia. Eu vreau să vă zic că regretatul Pavel Bechet, pentru că îi cunosc foarte bine și pe el și pe Lucia, că mi-au botezat copiii și suntem cu metri. Și eu de câte ori vedeam cum el mai spune câte eram la multe ceremonii, chiar la nunți, etc. Și el când mai spunea câte o frază veșnic cu o anina pe soția lui și mai spunea câte una. Și eu îi ziceam, zic, Lucia, eu l-aș omorâ. Eu cu toată asta, zic, eu îl omor. Și după aceea, toată vremea eu îl cicăleam și zice că, da, mai lasă-mă, că tu mai... Cică, numai tu! Și mai avea o cumetră acolo. Nici Lucia mea nu mă critică atâta cât mă critici tu. Și asta este. Dar ei, ea zic, ce vrea dintr-însul? Așa el. Pavel, așa. Iarăși... Dar era o relație frumoasă, s-au construit o relație frumoasă și fiecare știe să cedeze, ceea ce spunea și fiecare dintre voi la început. Trebuie să știi cum să unghiurile, să le poți face așa mai rotungele, ca să nu scânti, exact. Să nu... Și totuși fiecare dintre noi, indiferent este bărbat sau e femeie, este în permanență, nu știu, în dorința de a căuta acea fericire totală, acea dragoste eternă. Câteva sfaturi. Eu mă uit că mai avem încă 7 minute până la finalul emisiunii. Să le sugerăm spectatorilor noștri ce ar trebui să facă ca să obținem noi acel rezultat la care fiecare dintre noi visează încă din copilărie. Eu aș zice simplu de tot. Încercați să topiți gheața de lângă voi, din sufletele voastre, să deschideți sufletul și să dați voie sentimentelor să zboare. Dați zbor sentimentelor. Nu vă temeți de nimic. Chiar și dacă un cuvânt nu o să pui accentul exact la moment, la momentul potrivit, oarecum, el își va găsi calea și te va sprijini în aspirațiile care ți le formatezi tu, ți le dorești tu. Și te va simți, în cazul de față, consoarta, neapărat. Și dacă am mai călcat strâmb, să avem curajul a spune lucrul ăsta, nu? Da. Altfel. Da. Spui așa, eu am greșit. Sper că vor fi încă puține greșeli. Draga mea, eu am stricat vaza ta cea mai iubită, dar am stricat-o cu dragoste, iartă-mă, te rog, și atunci toată lumea va râde și merge mai departe, chiar dacă vaza aceea... Apropo, încă un caz, iarăși din relațiile cunoștințelor noastre, când se certau, dar ei erau pasionați și aveau multe... Eu am fost martoră la o ceartă de-ai lor, și am rămas așa stupefiată, nu știam cum să reacționez. Aveau foarte mult cristal în casă. Și la un moment dat au început ei de la un fleac să se certe și ea zice că, da, mie nu-mi trebuie nimic. Și ia o vază. Pa, pa, șos! Dar soțul zice că, da, nici mie nu-mi trebuie nimic. Ia cealaltă. Au stricat tot cristalul din casă. Supărați, a doua zi s-au luat de mânuți și s-au dus și au cumpărat iarăși la loc totul. Și au...
Asta este realitatea în care fiecare dintre noi trăiește. Iarăși momentele de cuplu, dar peste noapte s-au împăcat și a doua zi, dacă seara se certau și divorțau, a doua zi totul a fost pus la punct. Emoțiile au fost... Discutând cu foarte mulți prieteni, doamna Petirea, bărbații spun în felul următor. Noi vorbim astăzi mai mult despre femei, da. Dar noi spunem ce gândesc bărbații. Despre femei. Despre femei. Da. Așa am ajuns la o concluzie, ascultând, auzind de la mulți prieteni, zic așa, păi noi suntem bărbați, dar noi suntem foarte slabi, gingăși. Nu, unii de jos, numai femeia se strige odată la noi și gata, ne-am topit, nu mai suntem acei bărbați. Ce tindem și noi să nu strige femeile la noi. Dar eu am impresia că dumneavoastră, bărbații, vă lamentați în ideea asta și vă place confortul ăsta, să vă simțiți așa, gingași. Gingași ca copii, așa. Ui, iată asta. Și... Dar femeia deja nu mai vrea să fie atât de puternică, vrea nu și ea gingășie. Nu mai vrea să fie atât de puternică, dar trebuie de multe ori să luăm exemplu de la presă. Iată, dumneavoastră știți că păsările, femeia, alege mascul. Ce ar fi frumos ca femeia să aleagă? Ceea ce alege, ceea ce culege. Eu vreau să vă zic și în zilele noastre tot femeia alege. Tot. Dar femeia deșteaptă face așa să credeți voi, bărbații, că voi ați ales. Asta este. Domnul Ieșanu, dumneavoastră, ce le-ați sugera celor care ne văd? Din experiența dumneavoastră, cum să-și păstreze relațiile armonioase așa ca să fie împliniți fiecare dintre ei, indiferent, e bărbat sau femeie? Pare-mi că ar fi ok să se asculte unul pe altul. Dar știți, cu timpul, experiența arată că un cuplu fericit nu este doar datorită la o persoană, soțul sau soției, dar e datorită la ambii. Și cred că ar fi bine din când pe rând să cedeze unul și altul, dar să cedeze altul. Și mult sfat, poate acum am venit mai, probabil, puține emoții să spun mai multe, dar familia sau femeia și singur cu bărbați creează atmosfera în care o trăiesc ei împreună. Mai mult cuvinte frumoase unul la altul, mai mult respect unul față de altul. Și atunci vor fi rezultate mai bine, mai bune. Așa. A da vina unul pe altul este foarte ușor. Cel mai bine ar fi ca noi să vedem în noi greșelile, nu? Toți greșim, și femeile și bărbații. Vedem cu ochii, ne plac, încercăm, avem curiozități. Dar când vedem că apare așa un conflict, ceva nenormal, trebuie să ne vedem în noi greșelile, în primul rând. Eu cel puțin așa gândesc. De a da vina unul pe altul este foarte, foarte simplu, foarte, simplu, da. Foarte ușor. Domnul Văluță. Eu era vorba că noi mai puțin spunem soțiilor te iubesc sau mai puține complimente îi facem. Aș spune ca și cum ar spune Eminescu. Iubind în taină, am păstrat tăcere, crezând că astfel o să-ți placă ție. Deci nu tot timpul a spune este important. Este important a dori sau a trece prin sentiment lucrul ăsta. Domnul Văluț, perfect, dar vedeți că el a zis crezând. Dar nu se știe ea ce a simțit în realitate. Păi, el n-a fost, el n-a avut familie, el da. A avut un chip către care a așa este. A, și-a dedicat dacă sentimentul. Pardon. Dacă vorbim de femeie, de mame, femeie este mamă. Mi-aduc aminte ce spunea mama mea. Dumnezeu să o ierte. Ea a zis așa, uite unde te duce să ai răbdare în toate. Multe nu mi-am spus, dar în cuvintele astea poți să găsești răspunsuri la multe, multe întrebări pe care le avem. Uite, dacă este răbdare și înțelegere, este perfect, depășești
iarăși am vorbit de... Și atunci putem să zicem că iubirea este femeia care este proslăvită. Și acum aveți o unică șansă, pentru că până la ziua femeii nu ne mai vedem, să-i adresați în direct un mesaj unei persoane. Cui doriți dumneavoastră? Puteți să-i spuneți numele, puteți să nu-i spuneți numele, la discreția fiecărui dintre voi. Ea este acolo, femeia care vă inspiră pe dumneavoastră și puteți să-i ziceți câteva cuvinte. Uite, este acolo. Te rog să fii așa cum ai fost toată viața. Eu sunt mereu același. Vă iubesc și pe cea de lângă mine și nepoțica mea dragă care este nițel mai departe. Femeia, fii femeie, blândă, gingăș și frumoasă precum ești. Și noi te vom iubi. Fii sănătoasă. Doamne, așa nu? Mi-i dor. Te iubesc și te aștept. Eu vă mulțumesc mult că v-ați făcut timp să fiți astăzi împreună cu noi și vă dorim fericire fiecăruia dintre dumneavoastră și oamenilor dragi pe care îi aveți alături. Vă mulțumim! Da. Pace. Sănătate multă! Pace în familie! Trăiască Doamnele! Așa, să trăiască Doamnele! Invitații mei din această emisiune au fost Ilie Văluță, muzician, compozitor, interpret, maestru de sunet din Republica Moldova. Nicolae Schițco, editor, publicist, sociolog, bibliograf. Om emerit. Muzicianul Grigore Friptuleac și omul de afaceri Valentin Ieșanu, președinte al Asociației Patronale a Metalelor. Mulțumesc mult tuturor! Tot mai mult se discută în societate că trebuie să-i acordăm femeii mai multe drepturi, să-i îmbunătățim statutul. Nu! Nu trebuie să-l îmbunătățim. Trebuie doar să-i acordăm femeii importanța cuvenită prin toate atitudinile îndreptate către femei. Să-i demonstrăm respectul cuvenit. Să o derivăm prin efortul și munca fizică din problemele casnice. De asemenea, prin înțelegere și analiză, să-i apreciem activitatea profesională și cariera. Să-i asigurăm toate șansele să-și îngrijească și să-și ocrotească copiii, oferindu-le educația, dragostea și dăruirea de către aceștia au atât de mare nevoie pentru a fi fericiți. La revedere!